Cum se apropie cu pași repezi declanșarea oficială a campaniei electorale pentru alegerile locale din luna iunie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe s-a simțit dator să anunțe, cel puțin la modul declarativ, că preoții nu au voie să facă politică și nici să-și manifeste explicit partizanatul politic față de vreo formațiune anume. Da, comunicatul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române este clar, practic reamintește o hotărâre mai veche, în care este precizat faptul că preoții nu au voie să se implice în campanii electorale, nu au voie să facă parte primul face de niciunul dintre candidați, însă, în calitate de independenți, pot primi binecuvântarea ierarhului locului de a candida pe locuri în consiliile locale sau în consiliile județene, repet, ca independenți. În rest, ca orice locuitor al cetății, preotul are propria sa opțiune pe care trebuie să-și o manifeste în mod liber, garantat. Deci, de altfel, ca pentru oricare dintre cetățenii României, atunci când se află în cabina de vot. Tot oficial, Sfântul Sinod cere preoților să nu se implice în campaniile electorale pentru a nu lăsa impresia că favorizează pe vreunul din candidații înscriși în cursa electorală pentru fotoliile din administrația locală sau județeană. Până acum, nicio sutană din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului nu și-a manifestat dorința de a se înscrie nici ca independent în cursa pentru alegerile locale din vara acestui an. În rest, orice implicare, în special în campanie electorală sau în a favoriza în vreun fel sau altul, în mod evident, trebuie să avem atenție la nuanțe, în mod evident, repet, este Din câte aveți dumneavoastră cunoștință la nivelul Arhiepiscopiei Romane, există preoți care vor să devină consilieri locali? Nu, nu am primit nicio solicitare în acest sens, nici consilier local, nici consilieri județeni. Deși, dacă vreți, opinia mea personală de data aceasta este că ar fi bine să ne implicăm în mod direct, pentru că atâta vreme cât într-o comunitate, printre cei care conduc alături de profesorii de la școală, alături de cadre medicale de la dispensar, alături de subofițerii de la poliție, se află și părintele în oricare comunitate, care este aceeași cu inclusiv Consiliul Local. Legea se permite că atunci când se discută lucruri ce interesează în mod direct comunitatea să poată participa, e discutabil. Dar ca o răspuns simplu, avem înregistrat nicio solicitare a niciunui preot din area jurisdicțională a Arhiepiscopiei Romane și Bacăului. În politica locală a existat un precedent de acest fel într-un ciclu electoral anterior, când preotul Viorel Mitru de la Biserica Sfinții Voievozi, plecat între timp la cele veșnice, a fost vreme de un mandat consilier local din partea Partidului România Mare. Prezența feței bisericești în Consiliul Local n-a fost de natură să demonstreze că politica locală a mers mai bine sau mai rău cu o față bisericească în interiorul administrației publice locale. Aleșii de atunci, ca și cei de acum, tot atâția bani au dat bisericilor pentru a se pune bine cu Dumnezeu și reprezentanții acestuia aici pe pământ și pentru a demonstra credincioșilor cât de atașați sunt față de credința strămoșească. Asta pentru că o atitudine de smerenie și cucernicie dă bine la electorat și aduce indiscutabil voturi în urna partidului, ai căror reprezentanți se arată evlavioși și cu frică de Doamne, Doamne.